ce frumos este ca frații să fie împreună și ce bine este să auzi laudele lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. În seara aceasta venisem pregătit să fac ceea ce spuneau frații data trecută, duminica trecută mi-au spus, mine a început cu pocăința, cu treapta întâi, poate ne dai și alte trepte data viitoare. Și eram pregătit să fac asta, dar stând acolo jos, cred că Dumnezeu mi-a schimbat mesajul. Și de fiecare dată când Dumnezeu îmi schimbă mesajul așa, intempestiv, știu că El are ceva de lucrat. Întotdeauna, când oamenii s-au dus la Isus cu așteptări, s-a întâmplat ceva. Și când au mers la Isus fără nicio așteptare, au plecat cu mâna goală. Pentru că anticiparea credinței face enorm. În seara aceasta, înainte de orice, haideți să ne. Verificăm inimile și să vedem dacă avem o anticipare sfântă. Dacă este important pentru noi ca Dumnezeu să ne vorbească. Ne-am săturat de oameni. Ne-am săturat de oameni. Ne-am săturat de politicieni care ne mint. Indiferent dacă este de dreapta sau din stânga, ne-am săturat. Ne-am săturat de așa zis specialiști care ne mint, marketeri care ne mint să ne ia bani, ne-am săturat. Vrem să auzim. Vocea Domnului. Pentru că un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru mine, personal, pentru tine, este extrem de important în această, în această seară. Astăzi, stăteam și mă uitam la calendar și mi-am dat seama că au trecut 21 de zile din 2024. Timpul e ca o mașină care a luat -o razna la vale și nu mai ai cum să o oprești. Mai ales de la o anumită vârstă doar tot ce vezi e râpa. Și nu prea mai ai frâne. Și anul nou, de fiecare dată, vine cu multe decizii și cu multe rezoluții. Nu-i așa? Fiecare, spune domne, anul ăsta încep să mănânc mai sănătos. Anul ăsta voi citi Biblia în fiecare zi, mă voi ruga în fiecare zi, voi trimite un mesaj unui frate ca să îl apreciez, să-l binecuvintezi. Anul nou este ca o foaie albă de hârtie. Mi-aduc aminte când eram la școală și începeam un caiet nou, mamă ce mai plăcea. Prima pagină o scrieam așa de frumos. Mă ținea cam două pagini jumate. Dar o începeam așa de frumos pentru că eram, era excited. Eram ex foarte entuziasmat că începeam ceva nou, scriam frumos și Cam toți începem așa anul. Decizii noi, citirea Bibliei, rugăciune, o să vin, nu o să lipsesc la rugăciune, dărnicie, poate anul trecut n-am fost atât de darnic, dărnicie, să fiu mai, mai, darnic, să fiu mai calm în familie, când mă enervează a mei, să număr până la 10 în cap. Da? Toți luăm decizii noi la începutul unui nou an. Am văzut un afiș undeva scria, a venit 2024 să înceapă dietele. Mai ales la români, după ce uh, meniuri avem noi la masă de Crăciun, că acum ceilalți neamuri nu prea au ei, cine știe, dar noi știm să mâncăm. Să înceapă, să înceapă uh, dietele. Pentru că mulți îți permit să mănânce la sărbători prea mult că cu ideea că de pe 1 ianuarie, gata, începem. Și dacă 1 ianuarie nu cade de luni, începem de luni. nu e așa? De fiecare dată. Asta este natura. Asta este natura umană. Și ceea ce vedem este că nu ne ține mult. Pentru că majoritatea dintre noi avem intenții bune, însă nu avem motivația corectă. Majoritatea dintre noi dorim să fim mai buni, mai eficienți, mai aproape de Dumnezeu, dar nu avem de fiecare dată motivația potrivită. Una din cărțile majore pe care le-am citit în 2023 a fost Atomic Habits a lui James Clear. Dacă n-ai citit-o, ți-o recomand extraordinară. Eu am citit-o la recomandarea lui Craig Rochelle a, și a, mulți nu știți asta, dar nevastă mea îmi caută cărți și mi le dă și îmi spune asta trebuie să o citești. Și eu ca să împlinesc Biblia, ascult de soție. Dar cartea asta este James Clear Atomic Habits. Este o carte pe care trebuie să o mănânci. O citești odată și o mai citești și îți iei notițe și așa mai departe. M-a făcut să adopt un principiu personal în viața mea, să adopt un principiu foarte important și anume principiul identității. În seara asta vreau să vorbesc despre identitate, pentru că am citit un verset unde Pavel spune că noi nu mai avem o identitate veche ci spune că suntem noi. Asta înseamnă că ne-am schimbat identitatea. Asta înseamnă că am trecut pe numele altcuiva. Și vreau în seara asta, în minutele care ne mai stau în față, să vorbesc specific despre identitatea ta. Înainte ca toți de aici, am încercat și eu să țin dieta. Poate voi slăbi, încerc să slăbesc, și mă ținea foarte bine până la prima masă cu familia. Că acolo vin deserturile și gata, am terminat acolo. Acolo m-a prins pe mine, nu la cărnați, nu la deserturi. Acolo este slăbiciunea mea. Am încercat să merg și la sală. De la o anumită vârstă, ascultă bine, trebuie să merg să faci ceva sport, că dacă nu, te anchilozezi complet. Da? Toți ăștia care avem pe albi, trebuie să începem să facem ceva fizic. Okay? Și încercam să merg la sală, poate reușesc să câștig un obicei important pentru un bărbat la vârsta mea și mă ținea până intervenea comoditatea, lenea, după o zi de muncă, nu mai chef să merg să tragi de fiare. Okay? Observați, toate încercările mele, și sper că vorbesc și ție, că și tu ești la fel ca mine, au avut de-a face cu șansa. Poate voi reuși, voi încerca să reușesc, oare, dacă și cu parcă. Ceea ce spunea James Clear în cartea lui este că obiceiurile îți controlează identitatea. Mm -hmm. Obiceiurile îți controlează identitatea. Și sunt trei nivele ale schimbării. Schimbarea rezultatelor, ăsta e primul nivel. Aici majoritatea ne lăsăm și zice că doare. Doare. Când nu mănânci carbohidrat sau proteină animală după vreo două, trei zile doare. Doare. Când mergi și faci un sport, că e bicicletă, că ce o fi, doare. Asta este primul nivel, nivelul schimbării. Schimbarea rezultatelor. Okay? Al doilea este schimbarea procesului și al treilea, cel mai important, este schimbarea identității. Deja am reușit să dobândim niște obiceiuri care încep să lucreze la identitatea noastră. Și cel mai important ce trebuie să înțelegi în seara asta este că cea mai eficientă modalitate de a schimba obiceiurile este să te concentrezi nu pe ceea ce vrei să obții, ci asupra identității pe care vrei să ți-o însușești. Și explic imediat. Asta este foarte important să înțelegem. Pentru că asta are de-a face și cu pocăința, cu mersul nostru pe calea pelerinului creștin. Cum adică? Eu nu reușeam, să mă țin de sală sau să mă țin de o anumită dietă pentru că mă focalizam pe rezultate. Vedeam că nu obțin rezultate și mă lăsam. Pe când am înțeles că eu trebuie să schimb mentalitatea, nu trebuie să mă mai uit la masă musculară, talie, sănătate și așa mai departe, pentru că asta mă face să falimentez. Mă luptam când treceam pe lângă un KFC, Bă, nu știți ce e, dar România KFC, it's really good, man. Ok, nu ca aici în care nu știu ce fac, de unde aduc puie aia, yeah, dar it's really good. It's a fight to death, ca să nu intre acolo. Ok? Și câteodată mă ținea, spunea, domnule, vreau să slăbesc, nu vreau colesterol, mă concentram pe ceea ce vreau să obțin și nu reușeam de fiecare dată. Da? Și sistemul ăsta de gândire și la noi, creștinii, funcționează până la un anumit Punct. Pentru că noi, unii dintre noi, de fapt, ne-am întors la Dumnezeu pentru că vrem anumite rezultate. Domnule, ne-am săturat să pierdem în game ăsta care se numește viață. Ne-am săturat să fim tot timpul bătuți de diavol și, de, și vrem să fim și noi în echipa câștigătoare. Da? Și vedeai că nu ți să treburile și iar venea veneai la biserică și iar eu care am lucrat cu tineretul știu foarte bine treaba asta. Da? Tinerii încearcă, dar majoritatea nu prea reușesc, pentru că este un lanț al slăbiciunilor. E o decizie, te uiți la rezultat, vezi că nu reușești și apoi te lași și spui nu, nu înseamnă că nu este, nu este despre. Nu, nu, nu pot să fac lucrul ăsta. Pentru că știți ce face diavolul? Prima dată când greșim, spune, vezi că nu mai are sens. Relax, nu-i pentru tine. Ai greșit odată, ești gata și se produce un lanț al slăbiciunilor sunt foarte mulți bărbați și nu numai bărbați, și femei astăzi, care sunt legați de lanțul pornografiei pentru că ei încearcă, se luptă și când au dat-o dată în bară, zic gata, și diavolul vine și îi păcălește, nu mai ai nicio șansă, lasă-te, lasă ești prins, s-a terminat. Ce vreau să înțelegi în seara asta, indiferent cine ești și unde ești pe treapta asta a încercărilor tale, că ești definit de ceea ce faci constant, nu de ceea ce faci ocazional. Aia este identitatea ta, ceea ce faci în mod constant, frecvent, tot timpul, nu de ceea ce faci ocazional. Eu nu reușeam să câștig pentru că mă, mă, mă focalizam de fiecare dată pe rezultate. Până am înțeles că trebuie să mă focalizez pe identitate. Spuneți toți, identitate. identitate. Adică cine sunt eu sau cine ești tu. De când suntem mici, încercăm să ne învățăm identitatea. Cei fani este că atunci când suntem foarte mici, când îl întrebi pe copil, băi, a cui ești tu? Spune alu mami și alu tati. Asta e identitatea lui. Și prin viață apoi ajunge adolescent și parcă nu mai vrea să, nici nu mai vrea să leși la școală, să nu să nu vadă nimeni că e cu tine. Că parcă ai trei ochi și cinci urechi. Dar adolescentul nu mai vrea să știe că tu ești tata și mama, e, pentru că adolescentul își caută o nouă identitate. Înțelege în mod natural, e lăsat de Dumnezeu, el va avea o altă familie. O, oh, nu mai, mama și tati nu mai sunt cool. Și ajungi, ajungi să fii în vârstă și când te întreabă cineva, cine ești, ai uitat deja, pentru că este roata aceea care se învârte. Foarte interesant. Dar identitatea este ceea ce toți trebuie să înțelegem și zic eu, mai important este să dobândim. Da? Orice obicei este un lucru repetat. Dar perseverența, cheia perseverenței, este înțelegerea identității. Cine ești tu? Cine, cine sunt eu? Când sunt ispitit să comand mâncarea aia hai să spunem, burgerul cu cartofi, care nu e ok dacă ai colesterol. În loc să spun mă abțin, spun eu sunt un om care mănânc sănătos și îmi comand salata. Aia e singura șansă, că dacă te uiți la rezultate, you're dead. You're dead. Dacă vrei să spui trebuie neapărat să fac mai multă mișcare, păi nu te uiți la rezultate, ci spui eu sunt un om care face mișcare. Încep să conștientizezi ceea ce trebuie să devii, nu te uiți la rezultate. Atenție, Iosif a biruit lupta cu ispita sexuală în casa lui Potifar, fiindcă el și-a înțeles identitatea. Știți de unde știm asta? După răspunsul pe care i-a dat femeii acelea. În casa lui Potifar, totul mi este pe mână, în afară de tine. Cum să fac lucrul acesta? Iosif a știut cine este el că este copilul lui Dumnezeu. N-avea părinți, n-avea Biblie, n-avea biserică, n-avea found me ca să vadă părintele unde este, n-avea nimic. Însă el și-a înțeles identitatea. Sunt copil de Dumnezeu și a fugit de acolo în pielea goală. Cred că mulți de aici ar reuși mai mult în viață dacă ar înțelege cine sunt ei cu adevărat. De ce nu te poți ține de planul biblic? Nu, e începutul anului, toți am început un plan biblic. Gata, citim, am luat-o de la Geneza. Și merge bine până în februarie, martie, când ajungi pe la Levitic, acolo, gata. Deja, hap, s-a terminat. Pentru că asta este, din nou, un lucru pe care trebuie să înțelegi, dacă te uiți la rezultate, dar vreau neapărat să ajung să termin, prin februarie, martie, aprilie, te-ai lăsat și ai, 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 sărit două, trei zile și zici gata, nu mai are sens pentru că uh, nu sunt eu bun de asta. Las că -o, oi citi când e citi și te întreb, citești? Hmm, destul de greu, nu e așa? Dar dacă îți înțelegi identitatea, eu sunt un copil de Dumnezeu, cuvântul ăsta este viața mea, cuvântul ăsta îmi dă stamină spirituală, cuvântul ăsta mă hrănește, mă binecuvintează, atunci te concentrezi mai mult și te apropii mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Am nevoie, înțelegi că înțelegi că rugăciunea este așa de importantă și totuși nu reușești să fii constant în rugăciune. Încerci o zi, încerci două zile și apoi iar te lași. Um, pentru că te lași pentru că te concentrezi pe rezultate și nu înțelegi cine e cine ești tu cu adevărat. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu, eu mă rog tatălui. Discuția mea cu Dumnezeu, cu, cu, uh, conversația mea cu Dumnezeu este despre, despre cine sunt eu. Dacă îți legi identitatea de rugăciunea ta, vei reuși de fiecare dată. Eu sunt un copil de Dumnezeu ce se roagă. Rugăciunea nu este un eveniment, rugăciunea este o stare. De asta a putut Pavel să spună rugați-vă încetat. Cum adică cine poate de ce să roage încetat? Vă spun eu, nimeni. Dacă rugăciunea este un eveniment, nimeni. Dar dacă rugăciunea este o stare, copilul lui Dumnezeu se roagă neîncetat. În Duhul suntem conectați cu Tatăl. La roșu când stau și aștept să se facă verde, să pot să merg mai departe, eu sunt în rugăciune. Tată, te binecuvintez. Când îmi tai la calea, în loc să scot pe gură ce nu trebuie, îl binecuvintez pentru că Biblia spune voi binecuvântați, să nu blestemați. Și atunci înțelegi că și această disciplină spirituală numită rugăciunea este întotdeauna legată de identitatea ta. În Vechiul Testament îl găsim pe Daniel, un om care a avut atâta încredere în Dumnezeu. Din nou, un om care și-a știut identitatea. Multă vreme m-am gândit când a dobândit Daniel credința matură. Când a reușit Daniel să biruiască? Și multă vreme am crezut că e atunci când l-au aruncat în groapa cu lei. Că atunci când s-a trezit în mijlocul leilor, a devenit încrezător în protecția lui Dumnezeu. Întrebarea reală pentru noi este când a învățat Daniel să se încreadă în Dumnezeu? Știți care e răspunsul? El nu a învățat să, încre să se încreadă în Dumnezeu în groapa cu lei, în mijlocul necazului. Nu atunci, în niciun caz. Ci Daniel a învățat să se încreadă în Dumnezeu zilnic în rugăciune. De trei ori pe zi se ruga. Și când avea chef, și când nu avea chef. Dimineața spuneam, trebuie să faci sport atunci când nu ai chef să faci sport. Dacă extrapolăm la rugăciune, trebuie să te rogi, mai ales atunci când nu ai chef să te rogi. Pentru că încrederea și maturitatea în Dumnezeu vine în urma obiceiului de a umbla cu Dumnezeu. Care trebuie, și lucrul ăsta trebuie să vină, devină identitatea noastră. De ce ne lipsește adesea credința? Hai să fim, hai să fim cât se poate de, de transparenți în seara asta cu noi, pentru că este Duhul Domnului aici. De ce adesea ori ne lipsește credința? De ce suntem inconsecvenți în relația noastră cu Dumnezeu? Și știți de ce? Pentru că Daniel s-a rugat constant, iar noi ne rugăm ocazional. Mm -hmm. Am spus-o pe asta. Pentru că noi credem că rugăciunea este un eveniment. Venim la rugăciune. Păi și restul ce faci? Restul ce faci? Pentru că nu înțelegem care este identitatea noastră. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, rugăciunea este o chestie absolut normală. Absolut normală. Și trebuie să ne, să ne punem în gând lucrul ăsta. Și printre lucrurile extrem de importante în noul an, acolo în capă de listă, să fie părtășia cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta. Că să vă spun ceva. Și le spun al urmei tot timpul, nu avem altă șansă decât să reușim. Nu avem altă șansă. Biserica lui Hristos nu are altă șansă, nu există planul B în care împachetăm și plecăm toți acasă. Nu. Nu, Biblia spune că suntem mai mult decât biruitori prin Hristos Iisus care ne-a mântuit, binecuvântat să fie în numele Său. Nu avem altă șansă decât să ne pocăim. Nu avem altă șansă decât să reparăm relațiile rupte. Nu avem altă șansă decât să iertăm din toată inima noastră. Nu avem altă șansă decât să semănăm zilnic din ce în ce mai mult cu Isus Domnul. Binecuvântat să fie numele Său. Nu avem altă șansă decât să avem această identitate incredibilă pe care nu o au mulți pe pământul acesta. Și cel mai bine învățăm de la Isus, Isus nu știm când a realizat El că este, este Fiul lui Dumnezeu. Asta nu știm. O să aflăm în cer. Dar ceea ce știm este că la 12 ani El știa cine este. Știm asta. Este scris. S-au dus la sărbătoare în Ierusalim, pe atunci mergeau cu caravanele, familii întregi. Familiile nu erau cu 2-3 copii, ca în vremea aceasta erau familii cu mulți copii, copii mari, care aveau și ei copii și așa mai departe. Au fost la Templu, s-au închinat lui Dumnezeu și s-au întors acasă. Și după o zi, mintea modernă nu poate să înțeleagă când după o zi nu-ți găsești copilul. Dar când înțelegi cum au mers ei cu caravana, poți să începi să înțelegi. După o zi, Maria se uită la Iosif și spune, dar Ieșua nu e cu tine? Nu, am crezut că e cu tine. Haule, unde e Ieșua? Hai să-l căutăm. Și au început să-l caute și nu l-au găsit și apoi s-au întors în Ierusalim și Biblia spune că l-au căutat acolo câteva zile. Wow! Și până la urmă l-au găsit în casa lui Dumnezeu, un templu. Și când se duc acolo, foarte interesant, după trei zile l-au găsit în templu. Nici nu pot să-mi imaginez ce a fost în inima, în inima mamei. Tu îți copilul la mol și îți vine să faci atac de cord. 20 secunde l-ai pierdut, copilul sau nepotul și gata, ești, îți vine să sun 911. Trei zile l-au căutat. Oare ce era în inima mamei lui? Și îmi imaginez frustrarea părinților și se vede puțin din cuvintele Mariei. În Luca zice așa, când l-au văzut părinții, au rămas în înmărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Te căutăm de patru zile. Ok? Și el a zis, dar de ce mă căutați? Oare nu știați că trebuie, spuneți toți, trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și ei n-au înțeles cuvintele lui. Iisus la 12 ani își știa identitatea. El spune, păi voi n știut ce fac eu aici? Voi n -a știut că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Toți cărturarii se uitau la el cu, cu, ochii holbați, îi puneau niște întrebări și el îi dădea răspunsuri și era în casa lui Dumnezeu, nu pentru că nu avea ce face, ci pentru că el și-a înțeles identitatea. Eu sunt în casa tatălui meu. Asta înseamnă să știi identitatea. Să fii în casa tatălui tău. Oare tu cine ești? E foarte important să răspundem la întrebarea asta. Acum, cred că doi ani în urmă, John Maxwell ne punea întrebarea asta, eram vreo 3500 de păstori acolo, lideri din toată lumea. Și a pus întrebarea asta. Cine ești tu? Nu ce faci tu. Nu ce familie ai tu. Nu ce bani ai tu. Ce poziție socială. Nu cine ești tu cu adevărat. Cine ești tu. Nu mă interesează statutul tău social sau ceva de genul ăsta. Mă interesează cine ești tu cu adevărat. Și asta e o întrebare care în seara asta trebuie să răspundem. Vedem pe Iisus care a știut cine este El și când vorbea cu farisei, foarte, foarte interesant, după ce a salvat femeia a prinsă în curvie, Domnul Iisus dă răspunsul la această întrebare. El zice în felul următor, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, și va avea lumina vieții. Cu alte cuvinte, pentru că orbecăiți cu multe întrebări, eu, eu vă dau răspunsul, eu sunt răspunsul la întrebările voastre. Eu sunt lumina lumii. Asta a spus Isus. La auzul acestei, acestor vorbe, farisei i-au zis, Tu mărturisești despre tine însuți. Deci, mărturia ta nu este adevărată. Cu alte cuvinte, Tu ești un om. Aparent, un om cu slăbiciuni ca noi, un om cu căutări, cu slăbiciuni, un om cu întrebări. Drept răspuns, Isus le-a spus așa. Chiar dacă eu mărturisesc despre mine, totuși mărturia mea este adevărată. De ce? Căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți de unde am venit și nici nu unde mă duc. Răspunsul la cea mai importantă întrebare prea iubiților, în seara asta este dacă știi de unde vii și unde te duci. Asta e răspunsul, cel mai important, cel mai important răspuns. Ăsta este. Și în viața asta trebuie să înțelegi de unde vii și unde te duci. De unde vii și unde te duci? Oamenii din zilele noastre habar n-au lucrul ăsta. Unii spun că vin din stele, alții că i-a dus Barza și așa mai departe, că a fost un accident. Dar ne uităm la Isus, care, care și-a cunoscut foarte bine identitatea de la 12 ani. Tatăl meu este Dumnezeu. Eu vin de la Dumnezeu și mă duc unde? Mă duc la Dumnezeu. Eu sunt creat prin harul lui Dumnezeu, trăiesc temporar pe acest pământ, dar eu mă întreb către Dumnezeu. Destinația finală este cerul lui Dumnezeu. Dragul meu, mă rog, ca anul 2024, oricare ești tu aici, dacă ești, dacă ești confuz puțin despre identitatea ta în Hristos, mă rog ca anul acesta să fie anul în care îți cunoști cu adevărat identitatea. Știți de unde știu Că un om este întors la Dumnezeu, nu din pioșenie. Știu, cunosc mulți pioși care nu cred. Mulți, mulți. Știu când văd că omul respectiv și-a terminat căutarea. L-a găsit pe Isus. Mă rog, Isus l-a găsit pe el, dar asta este altă predică. Dați înțeles ce am vrut să spun? Nu mai caută alte religii, alte porți, alte uși, alte, uh, alte formule pentru succes, nu e liniștit ca un prunc în brațul mamei. Oile mele cunosc glasul păstorului și nu se duc după altul niciodată. Oile mele, zice Hristos, sunt liniștite. Ele nu caută altă pășune, alt păstor, alte lucruri. Oile mele știu să mă urmeze pentru că oile mele îți cunosc identitatea. Este exact cum este cu căsătoria. După ce te-ai căsătorit, nu mai cauți alte femei. Ațet, ai găsit-o. Dar lui Dumnezeu s-a terminat. Asta e diferența între un băiat și un bărbat. Un bărbat își știe identitatea. Și identitatea este ceea ce ne dă întotdeauna, întotdeauna ne dă biruința. Cel ce l-a găsit pe Iisus a găsit pace. Și pacea este lucru cel mai prețios pe acest pământ. Poți să ai bani, o casă plină cu cărnuri, și să n-ai pace acasă. Poți să stai într-un cort, dar dacă ai pace, bucuria este peste tine. Pace este cel mai de preț lucru pe acest pământ. Și pacea vine întotdeauna prin identitatea ce o primim prin Isus Hristos. Anul acesta vreau să spun că nu vei realiza absolut nimic important dacă nu rezolvi problema identității tale. Cine ești tu? nu ce faci, a cui ești, nu ce talenti ai, cine ești tu. Și îmi place așa de mult că Pavel ne dă răspunsul la aceste întrebări. Sunt șapte lucruri pe care trebuie să le înțelegem, noi le ținem la noi pe frigider, pentru că sunt lucruri care au de-a face cu identitatea noastră. În Roman capitolul 1 spune așa, Că nu mai este nicio condamnare pentru mine. Asta e parte din identitatea mea. Nu mai sunt condamnat. Acum, dar nu mai este nicio sândire sau condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Nu mai este nicio condamnare pentru tine, dragul meu. Hristos a murit și este viu, acum este înviat, pentru ca tu să fii răscumpărat. Așa că nu mai este nicio condamnare. Apoi nu pot să fiu separat de dragostea lui, Romani 839, cu 39, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Domnul nostru. Binecuvântat să fie numele Său. Suntem făpturi noi, am citit versetul ăsta. Suntem făpturi noi, nu modificate, nu îmbunătățite, după ce s-a pocăit, nu se mai enervează așa de tare, dar câteodată mai scapă câte una. Nu, aia e varianta îmbunătățită. Trebuie o făptură nouă, transformat complet, în așa fel că să nu te mai recunoască prietenii. Să spună cine este, seamănă cu el, dar nu vorbește ca el, nu se comportă ca ea. Sunt o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată toate lucrurile s-au făcut noi. Apoi sunt copil de Dumnezeu. Foarte important. Trebuie să-ți repeți lucrurile astea zilnic. Pentru că sunt, sunt, fac parte din identitatea ta. Sunt copil de Dumnezeu. Galateni 3 cu 26. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Ați auzit? Toți. Toți. Mie îmi place când vin în Phoenix să spun că vin la frații mei români. Frații mei de credință, români. Știți că în cer nu vom fi pe biserici și pe denominațiuni. Știți asta? Bănuiți chestia asta? Bănuiți? Știți? Sau bănuiți sau nu știți? Am auzit o... Nu știu dacă am mai spus aici o chestie foarte faină, ci că a, au intrat a, niște baptiști în cer și spun oh, dar unde, ce frumos e aici, e extraordinar. Toți stăm aici împreună, e frumos, cântăm, ne rugăm, e ceva, e credibil. Deci da, Sfântul Petru. Zice, da, toți suntem aici împreună. Da, cântăm, e frumos, avem o părtășie extraordinară. Dar, acolo pe deal ce e, Că se vede o, o adunare acolo. deci acolo sunt penticostalii, dar tași din gură că ei cred că sunt singuri aici. Nu fă gălăgie. Sunt unii care cred că numai biserica lor o să fie acolo. Numai denominația lor, numai de la sat de acolo, uh, numai fanfară o să cânte acolo, numai coro o să cânte acolo, numai cu basul, cu contrabasul, cu... Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. În niciun caz, în niciun caz, în niciun caz, suntem copii de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Doamne, ce simplu este și cât de complicat o facem noi, nu-i așa? Apoi, Efeseniul 1 cu 3, beneficiez de orice binecuvântare spirituală. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Auziți? Deja am primit binecuvântările nu, nu sunt materiale, sunt duhovnicești, sunt spirituale. Deja le-am primit. Avem și beneficiem de orice binecuvântare spirituală. Apoi, și lucruri care trebuie să ne ajute în seara asta foarte mult, avem iertarea păcatelor. Da, asta e mare lucru. Avem iertarea păcatelor. Efeseni 1 cu 7. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Ai auzit? Avem iertarea păcatelor, nu numai pe alea din 1997. Și pe alea din 2007, 2017, pe 2027. Scrie acolo, nu nu, nu. nu are de a face cu când a fost, Ce are de a face cu marele nostru Mântuitor, Isus Hristos Domnul. Avem iertarea păcatelor. Asta este identitatea noastră. Avem iertarea păcatelor. Și apoi, șapte, care e preferatul meu și a tuturor calviniștilor, deși nu sunt calviniști, sunt ales. Efeseni 1 cu 11. În el am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, predestino, după hotărârea celui care face toate după sfatul voiei sale. Îmi place că Dumnezeu în Suveranitatea lui ne-a ales înainte de întemerea vremurilor. Asta spune, asta spune Pavel aici, în Efeseni. În el am fost făcuți moștenitori și am fost rânduiți mai dinainte. Suntem aleși, binecuvântați să fie numele Său. Acum vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Și înainte de ne apropia de El, întotdeauna trebuie să ne cercetăm, fiecare de aici, nu pe fratele tău, nu pe sora, nu pe soțul, nu pe soția, nu pe copii. Acum este momentul să te gândești la tine. Și să spui această întrebare. Cine sunt eu cu adevărat? Mă identific cu tot ce a fost spus în seara asta? Sau tot timpul încerc să fac mai bine? O dau în bară și pe aceea zic gata, e pentru alții. Nu este, nu este pentru mine. seara asta trebuie să înțelegem cine suntem cu adevărat. Doamne ajută-ne să facem asta. Să fim ca Iisus Domnul care a știut la 12 ani că trebuie să fie în casa Tatălui Său. A știut cine este Tatăl, Tatălui și s-a comportat ca atare. Ce mulți creștini în ziua de astăzi își spun creștini, dar se comportă ca și cum sunt copii vitreci. Pentru că dacă știi că Dumnezeu este Tatăl tău care îți poartă de grijă, care te binecuvintează, care, care te-a ales, atunci altfel mergi pe stradă, altfel răspunzi la telefon, altfel te comporți în mijlocul necazului, altfel răspunzi ispitei zilnice, pentru că Tatăl tău este Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. În anul 2024, dragilor, am trecut 21 de zile au trecut. Uf, acum și ne pregătim pentru Paște. Ascultă-mă bine. În anul ăsta nu ne mai nu mai încercăm. Nu ne mai strofocăm. facem tot ce trebuie să facem pentru că suntem al lui Isus. Nu avem altă soluție, alt plan, ci Dumnezeu ne-a ales în Isus Hristos să fim mai mult decât biruitori. Astea nu sunt vorbe sunt promisiuni scripturale. Și dacă sunt lăsate în scriptură, ele trebuie crezute și însușite. Mi le fac ale mele. Da. Când am înțeles cine sunt cu adevărat, altfel pășesc. Încrederea mea este alta. Știți că totul e despre atitudine în viața asta. Atitudinea dă altitudine. Asta spun tot timpul. Atitudinea dă altitudinea. Cum ai atitudinea corectă, credincioasă, cu pieptul în față atunci când înțelegi cine este tatăl tău. Și în seara asta putem să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune, Tată, știu că vin de la tine și știu că mă îndrept către tine. Știu că orice se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare, luna care vine, anul acesta, orice se va întâmpla, Tată, tu îmi porți de grijă. Tu mă binecuvintezi, eu sunt al tău. Sunt, de fapt, într-o călătorie într-un pelerinaj spre cer și acolo mă așteaptă tatăl. Mai mult îl am pe fiul la dreapta tatălui care mijlocește pentru mine, nu e așa? Așa este, așa scrie. Mai mult Paracletul, avocatul, mijlocitorul trăiește în mine. Eu sunt templul Duhului Sfânt. Nu mai lăsa pe diavol să te mintă că ești insuficient, că nu poți, că nu știi, că n-ai dar, că nu ești destul de bogat. Ai toate lucrurile. De multe ori suntem ca fiul din casă care spune, tată, dar mie nu mi-ai dat și ăsta i da Și tatăl îi spune, toate lucrurile sunt ale tale. What are you talking about? What's wrong with you? Toate lucrurile sunt ale tale. Ești fiul lui Dumnezeu. Ești binecuvântat a Domnului. Ești cel care vei fi mai mult decât biruitor. De fapt, ești mai mult decât biruitor prin Isus, Domnul. Binecuvântat să fie în numele Său. Așa că, haide să facem o rugăciune în care nu ceri nimic, ci îl binecuvântăm pe Tatăl. Și îi mulțumim pentru identitatea noastră. Doamne, îți mulțumim că l-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru păcatele noastre, pentru ca noi să fim făcuți moștenitorii Tăi. Și suntem binecuvântați să fie în numele Tău. Să ne rugăm să mulțumim Domnului pentru identitatea noastră și să declarăm biruință peste viețile noastre, peste anul acesta, peste biserica aceasta, peste construcția care vor să o facă în numele lui Isus, se va face pentru că Dumnezeu este biruitor. Și noi suntem chemați să fim mai mulți decât biruitori. Binecuvântat să fie Tatăl. Binecuvântat să fie Fiul și binecuvântat să fie Duhul Sfânt care te-a convins că ceea ce s-a rostit aici este Da și Amin. Să ne rugăm cu toții.